Cei doi români uciși într-un accident pe autostradă din Cipru s-au stins sub ochii familiei lor, Ionut și Mihaela, soț și soție. Au murit ținându-se de mână la impactul cu un parapet de fier. În urma lor circulau sora și cumnatul tânărului. Au trecut în viteză pe lângă mașina distrusă, fără să realizeze că tragedia a lovit chiar familia lor. În ultima convorbire cu părinții, românii le-au promis că se vor întoarce acasă. Mami, că noi suntem la mare. Suntem amici și noi, am luat concediu, suntem la mare. Când ajung acasă, te sun eu. Ei, tot am stat. Dar telefonul a venit abia după o zi întreagă. La capătul firului, printre lacrimi, sora lui Ionuț a dat vestea cumplită. Și așa, mami, că stai ea și eu azi într-un loc, stai ea loc pe un scaun, stai jos, a murit Ionuț. Și nu mult timp s-a dus la spital și a aflat vestea că și Normea e moartă și ea. Ionuț a murit pe loc într-un impact devastator pe autostradă. Mihaela a mai rezistat doar până în ambulanță. Se întorceau de la mare spre Nicosia, localitatea în care erau stabiliți. La câteva sute de metri în spate îi urmau sora lui Ionuț, Marinela și soțul ei. Au trecut chiar pe lângă mașina distrusă, dar nu și-au dat seama că în ea era chiar familia lor. Au trecut pe lângă mașina fărămată, fiicmea cu jinermiu și în șal era fărămată că nu se sesiza că e frățiorul ei. Ionuț și Mihaela erau stabiliți în Cipru de câțiva ani și lucrau la un restaurant. Strângeau bani pentru cele două fetițe ale lor. O copilă de 8 ani și un bebeluș de 6 luni, prea mic să realizeze că mama și tata nu mai sunt. În curând se vor întoarce în România. Vor fi crescute de bunici. Trebuie să facem cumva să creștem nepoțelile. Nu putem să le lăsăm așa. Dar bunicii nu au bani nici măcar să repatrieze trupurile celor doi tineri. Au nevoie de 7.000 de euro să-i aducă în țară. Sora lui Ionuț a cerut ajutorul pe Facebook.